Ok, deci bunii sunt Seva Simțean. Astăzi o să vă spun părerea mea despre jocul Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, adică despre DLC-ul ăla. Este un DLC bun, este destul de lung, numai că are puține bătălii și are abia două boss fight-uri. Dar ceva bun este că ca unele caractere, aproape toate caracterele, ți le dă pe Free Battles, adică ți le dă pe Boruto, cele trei forme de Boruto, apropo, Sarada, ți le dă pe Sasuke, pe Naruto, pe Momoshiki, pe Kinshiki, pe Yakomi, sau cred că așa-l cheamă, și pe Shikadai. Da, și pe Shikadai. În rest, jocul este la fel de strălucitor ca celelalte și da. Acum, hai, pa, pa!